Neața, să aveți zi frumoasă. Mă uitam astăzi ca un paradox. Pe 20 decembrie 2021, Euro Gold era $246 și 39 de cent. Și toată lumea nu-și dorea decât un singur lucru atunci. Nimeni nu-și dorea nimic altceva decât ca Euro Gold să mai scadă. Ziceau, Doamne, să mai scadă, să mai prindem și noi, să mai cumpărăm, să luăm la preț bun, să... Pentru că atunci era acel rally pe Euro Gold. Inițial, când m-am ocupat eu prima dată de cryptocurrency, plecasem undeva în 2019 la final, dacă nu greșesc, luasem undeva pe la $40 inițial, dacă nu mai puțin. Și a tot urcat așa, a trecut prin niște corecții, tot 2021, a pompat, a coborât și toată lumea părea rău în decembrie, când prețul pompase atât de mult. Și atunci era $246 și 39 de cenți. Era o supărare așa mare, era un fomo imens pe internet, pe grupurile de WhatsApp, peste tot. Doamne, de ce nu mai scadem? Păi azi e $35. Cine vă oprește să cumpărați? A scăzut. Îmbărâm la 35 și vom vinde când prețul va urca. Bun, de ce fac acest clip? Foarte mult tam-tam zilele astea despre faptul dacă Elon Musk va pleca de la Twitter sau nu, sau dacă nu va mai fi CEO. N-are nicio importanță. Politic, din punctul meu de vedere, este tot un politic game, nu vă las după nimic ce spune ei acum, pentru că chiar dacă Elon Musk va demisiona ca și CEO, tot va rămâne la conducerea Twitter, deci zero barat. Deci am și dat ieri short-ul pe Doge, care îl mențin. Dar haideți să vă mai spun niște chestii interesante pe care le-am studiat zilele astea. În fiecare an, istoric vorbind, studiind 100 de indicatori, financial indicatori, Standard & Poor's, S&P 500 și Nasdaq, înainte de Crăciun și înainte de anul nou, cu câteva zile înainte, deci istoric, repet vorbind, au avut un mic rally, care a fost între 2 și 7%. Acel rally sunt șanse destul de mari, foarte ridicate chiar, să se întâmple și în acest an. De aceea, foarte mare atenție, cei care aveți short-uri, probabil că, cel puțin așa am stabilit noi împreună, ați fi luat ieri target-ul la acel short pe Bitcoin, de am și spus 70% ieșim afară, iar cea mai rămas oprim. Mare atenție dacă acest rally se va întâmpla. Nu știu, dar e febra cumpărăturilor, acum se tranzacționează mult și istoric vorbind Standard & Poor's posibil să crească între 2 și 7%. Bitcoin va reacționa probabil pozitiv și probabil că se va întâmpla acest mic rally dacă istoria se va repeta. Dacă apare ceva interesant, vă țin la curent în cursul zilei de astăzi. Dacă nu, ne auzim mâine. Vă pup și toate cele bune!